fără selfie, nu e ca și cu selfie. Ne plimbăm prin Parcul Poporului. Într-o zi de vară, foarte călduroasă și eu tocmai azi mi-am luat bluza cu mâna și de fapt, ăsta nu-i Volksgarten, că e Augarten. Dar scrie acolo că l-a făcut nu știu ce rege pentru popor, dar este Augarten și Au mi se pare înseamnă luminiș sau așa ceva. Deci, Parcul Luminiș. Turnul de apă e ăla? De acolo? Foarte frumos partea asta. Nu? Parcul ăsta are o grămadă de alei. Foarte multe. Poți să te plimbi și pe aleile astea late, dar poți să iei și pe așa, sunt cărări exact între copaci, ca să fie mai fermecător, mai romantic. Și atunci ieși de pe strada asta mare, totul e foarte curat, foarte îngrijit. Uite și acolo, și pădurea aia. Da, efectiv e, arată ca o pădure. De fapt, pădure este, doar că au făcut ăștia alei și pajiștele alea întinse pentru oameni. Aici vin oamenii și joacă pur și simplu tot felul de jocuri. Oameni de toate vârstele, de la copii până la pensionari. Și părinții. Vedem câtă adâncime are, când se vede așa în adâncime. Și asta este doar un sfert din parcul ăsta, ce vedem noi aici. Piscina de copii din parc, cred că e la ora închiderii, aproape 8 seara. Condițiile în Austria la ora asta sunt mască, test, doar cu test poți să intri la piscină, dar mă rog, lumea și-l poate face acasă pe gratis. Apa e foarte mică aici, este făcută efectiv numai pentru copilași. Dar sincer să fiu, m-aș bălăci și eu puțin acum, mi-e dor de o piscină. Mă
mai micuță un pic. Nu sunt mai mișcă. Un pic mai micuță ești. Acolo în spate este fabrica de porțelan Augarten. Și aici este un restaurant frumos, o grădiniță de copii acolo. Alte pajiști. Aici alte pajiști. Asta da. Se pare că nu le-au umplut încă oamenii. Acolo din cauza soarelui nu o să se vadă prea bine turnul. Da, poate că, poate că. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani a trebuit luminii să ne ajungă. Cazarma poliției din Viena e o chestie, e o cetate grozavă. Interesant este că ești lăsat să treci prin ea, frate. Nici o pază nu vezi nicăieri. O să vedeți cât de frumoasă poate să fie. Și aici se intră într-o curte mare, grozavă, de-a dreptul impunătoare. Toată este a poliției, se numește Rosaua Caserne. Și dedesubt, deci pe sub ea se poate, este parcare publică, poate oricine să intre în parcare, nu este doar al poliției. În România atâtea paze și plantoane și aoleo, este unitate militară, frate. Aici paza se face altfel, probabil electronic, probabil prin ascultare de telefoane, prin tot felul de chestii, dar nu te întreabă nimeni de sănătate, nimic. Poți să umbli prin ea. Da, foarte frumos acolo, niște turnuri. Da, Osmo Acțion. Avem și noi o cameră de asta de... E prima filmare cu ea. Și prima filmare cu ea, vrem să vedem care e treaba. Deci... Și mergem să filmăm în Volksgarten, adică în Grădina Poporului. Sunt acolo niște trandafiri deosebiți care nouă ne plac. Mamă, s-au pornit mașinile. Thank you.
mergem pe ruta de bicicletă. Hai să trec. Mirosul de balegă face parte din centrul Vienei. Aici sunt o grămadă de calești și cu toate că le-a pus așa un fel de ham unde să cadă socotelile, să nu murdărească pe jos, mirosul n-au reușit să-l îndepărteze. Hai să vedem Biblioteca Națională. N-am fost niciodată cu o trăsură de asta. Cunoșteam niște băieți care lucrează pe ele și, nu știu, poate asta mi-a luat cheful. Poate și faptul că costă vreo 40 de euro, jumătate de oră. Poate și chestia asta. Este un căruțaș acolo cu mustă de alea așa, ca pe vremea Kaiserului. Barbă. Dar stă în caleașcă, se acoperă de ploaie. Uite, filmează puțin caleașca asta, poate nu se prins pe el, dar... Wow, ce cupolă frumoasă! Wow! Nu știu dacă se prinde camera. Ah, ei sunt caii lipițani. Cine vrea să vină să vadă lipițaner, pentru 16 euro se poate intra la show-ul lor, antrenamentul de dimineață. Da. Interesant. Aici scrie despre tichete, unde se pot comanda și așa mai departe. Aici suntem în curtea prezidențială, la una din ferestrele alea stă președintele Austriei. E frumos, aici este o cafenea, oricine poate să intre, nu trebuie să ai nicio funcție sau ceva. Mergi prin poarta aia, este palatul celălalt. Das Bundeskanzleramt, cum ar fi în România Palatul Victoria,
unde este primul ministru, adică cancelarul. Nicio problemă. Nicio problemă să dai cu pietre dacă vrei în geamul președintelui. Ce departe se vede. Nu știu să fac zoom. Biblioteca Națională acolo e merită văzută, deci e genial ce se poate vedea acolo ce privește cărțile. Poate o să facem odată un film în legătură cu asta. Acolo este geamul președintelui, culoarea curcubeului, care arată că președintele nu are nimic împotriva celor de altă orientare sexuală. Acolo este parlamentul unde se țin actual ședințele, pentru că adevăratul parlament este în construcție de ceva ani. O curte foarte mare, poate o cunoaște lumea, este Heldenplatz, Piața Eroilor. Bun, hai să mergem încolo în Parcul Poporului să vedem trandafirii. De aia am venit. Să vedem trandafirii. Ok, hai. Asta e intrarea în parc. Trebuie să oprești în celălalt. Da, dar mă bag sub copaci. Și nu plouă sub copaci. Vezi? E ca o umbrelă. Păi da, da. Trandafirul ea frumos rămâne filmat. O să mergem acolo. Cum să rămâne? Nu rămâne, că de-aia rămâne. A început ploaia. Ce să facem? Deja plouă în ropote. Nu mai plouă. Hai că s-a dus ploaia. Nu se schimbă. Ușor, ușor. Uite, primează numele oamenilor. Probabil că se vede, eu nu văd în ecranul ăsta. Fiecare trandafir are câte un sponsor care plătește pentru întreținerea lui. O sumă destul de considerabilă, cred. De acolo se vede Rathausul. Cu dedicație. Deci aici, de exemplu, acolo scrie: Es gibt nur eine einzige Liebe und nach der keine mehr. Există doar o dragoste, o singură dragoste și după aceea niciuna. Da, Volksgarten, grădina poporului, plină de trandafiri, de păsărele.